Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție de Voi cu Voi. Cu suntem ca de obicei la etajul 21 de la Intercontinental și le mulțumesc gazdelor noastre. Vă e dor de vacanță, știu sigur, pentru că și mie mi-e, numai că la mine mai durează până o să merg în vacanță, așa că o să vă fac în această seară un cadou. Un cadou, Răzvan Pascu, e întotdeauna un cadou, în primul rând pentru mine, dar desigur și pentru voi. O să vedeți imagini extraordinare pe care Răzvan le-a filmat în locurile pe unde a fost. Nu o să vorbim doar de locurile, vacanțele exotice pentru cei cu mai mulți bani, dar o să vorbim și despre România, pentru că anul acesta, după pandemie, trebuie să-și revină și România. Horeca a fost într-o situație disperată. Răzvan o să vă spună și în România unde să mergeți și nu numai în România. Nu te urăsc în seara asta, că mi-ai adus flori. Bine ai venit! Bine v-am găsit și bine te-am găsit. Bine, și... Răzvan, ești atât de greu de prins, deci greu de prins 2, 3. Cât stai acasă? Puțin. Anul acesta chiar surprinzător de puțin. În primele luni ale anului am călătorit din fericire și cu familia mea, pentru că au fost foarte multe vacanțe de grup pe care le-am avut în locații exotice de pe glob, dar au fost în special destinații de plajă. Și atunci am putut să iau și pe ai mei, inclusiv pe copii, care acum au 3 și 6 ani. Ce trăiască, sunt drăguți. Și, a fost foarte fain din punctul ăsta de vedere. Eu îmi vedeam ziua de treaba mea, de excursiile mele, ce aveam cu turiști, dar măcar seara îi vedeam acolo cu mine. Am fost norocos din punctul ăsta de vedere. De exemplu, numai în Maldive am stat 2 luni de zile, dacă aude cineva. Deci stai să dau cu telefonul după tine. Da, știu, a fost fain. A plictisitor așa, nu? Totuși. Să știi că nu. Uite, normal. Să știi că nu. Nu. Deci dacă m-ai fi întrebat acum 8 ani de zile sau 10 ani de zile dacă aș merge în Maldive, aș fi zis că poate nu e de mine, că mă plictisesc, că nu. Dar dacă vrei să găsești activități de făcut, găsești surprinzător de multe. Dar eu am avut treabă pentru că am avut 6 grupuri de turiști. Veneau unii, plecau alții și atunci, inclusiv pentru copii a fost fain, pentru că și-au făcut mulți prieteni. Ce era trist pentru ei era că venea un grup, se cunoșteau cu copiii, se jucau o săptămână sau cât stăteau ceilalți turiști acolo, apoi plecau, își luau la revedere, deveneau triști, cunoșteau pe alții și tot așa. Da, poate că toate lucrurile astea vor rămâne în ADN-ul lor și mă întreabă multă lume, știi, ok, tu crezi că o să-și amintească? Nu, nu cred că o să-și amintească detalii de genul ăsta, la 3 ani n-ai ce să-ți amintești. Dar cred că va rămâne întipărit în mintea lor că e ușor să călătorești, că lumea asta este atât de mare, dar totuși atât de mică. Nu știu, cred că unde ceva le-a va plăcut schimba lor cel mai mult? Te întreb că, uite, oamenii merg în concediu cu copiii. Sincer, știi cum e, la copii le place oriunde ar merge să fie cu părinților, în special cu mama. Deci, oriunde. Nu contează că e nisipul de la Marea Neagră, dacă în atâta ne permitem, asta e situația, măcar să fim fericiți, să ne bucurăm și să ne bucurăm de vacanță. Știi, sunt foarte mulți oameni care pleacă în vacanțe și se duc nervoși, se duc stresați, se ceartă între ei, părinții, de față cu copiii. Deci mi se pare așa de mare păcat, te chinui un an de zile, strângi bani, te duci într-o vacanță și stai stresat. Până la urmă, cred că poți să te bucuri de orice în viață, important e să știi că scopul vieții noastre, părerea mea, este că trebuie să fim fericiți. Asta este scopul. Normal. Asta este scopul nostru. Mi se pare corect. Și fericirea asta poate veni prin diverse feluri. Pentru mine, fericirea vine prin călătorii. Și, slavă Domnului, a ajuns și un mijloc de trai. Pentru alții, fericirea este să-și tuneze mașina. Da. Nu știu. Sau să se tuneze pe ele însele. Exact. Cum ar veni. Da. Deci fiecare găsește fericirea în altceva. Dar important e să știi să conștientizezi pe moment că ăla-i cu adevărat trebuie să fii fericit atunci și indiferent că te duci la țară și atât îți permiți și te duci și stai cu copilul, dar când stai petreceți timpul ăla cu adevărat. Știi că, deci am ajuns acum, anul acesta am foarte multe plecări și am avut și o să am în continuare. Acum, de acum încolo voi călători în foarte multe excursii de astea circuite complexe în care nu pot să mai iau familia, copii, plus că Alex intră la școală de la toamnă. Și atunci lucrurile se vor schimba. Dar cu toate astea, cele câteva zile cât stau acasă, o săptămână sau cât stau acasă între grupuri, încerc să-mi profit de fiecare moment. Și adică nu, dacă stau acasă și stau pe telefon, n-am rezolvat nimic. Dacă stau acasă o oră și mă joc cu ei, nu știu ce joc, sau le citesc, aseară i-am citit lui Alex dintr-o carte despre spațiu. Am învățat despre asteroizi, am învățat despre planete mici, planete mari, constelații. Cred că ajung la concluzia că meseria ta preferată este meseria de tată.
fiind atât de ducați, cum să zice, știi? Da. Adică fiind tot timpul plecați. Deci, simt că aș putea să fac mai mult și din păcate nu pot să fac, dar atât cât îmi permite timpul, aș vrea să o fac mai mult. Știi cum vreau să începem? Vreau să începem cu idei de vacanță pentru cei care au veniturile mici, pentru că știi foarte bine că din păcate vremurile sunt așa cum sunt. Cei care nu câștigă la nivel mediu, să zic, unde pot merge în vacanță? Uite, aș vrea să spun în primul rând că eu acum 15 ani nu călătoream aproape nicăieri. Și, dar visam, am visat în permanență și mi-am spus că o să o fac. Călătoriile încep și orice în viață începe cu un primul pas e să visezi. Dacă nu visezi și nu-ți dorești cu adevărat, atunci nu ai nicio șansă. Dacă tu nu crezi în tine, nimeni altcineva nu va crede mai mult. Dar acum 15 ani eu nu călătoream și dacă o făceam, mi-era foarte greu. Nu aveam bani, nu-mi permiteam efectiv. Atunci când am început să-mi permit cât de cât, am început să lucrez într-o corporație, îmi cheltuiam toți banii din salariu pe asta. Evident, aveam alte priorități, n-aveam copii atunci, dar aveam puțini bani și mergeam cu rucsacul în spate, cu ghidul de călătorie în mână, stăteam și mă cazam la hosteluri. Nu cu mai mulți în cameră, dar oricum îmi cumpăram cu foarte mult timp înainte ca să găsesc mai ieftin. Deci m-am chinuit o perioadă ca să pot să călătoresc. Acum, evident, lucrurile s-au schimbat și călătoresc la un alt nivel și oamenii cu care fac eu grupuri de turiști și merg, oamenii aceia își permit, mergem la condiții foarte bune, 4-5 stele. Acum lucrurile s-au schimbat, dar ce vreau să spun este că nu ai nevoie de o avere pentru a-ți îndeplini un vis. Știi? Adică poate să coste mai mult să mergi până la Paris să faci un city break dacă stai la un hotel super scump decât dacă îți iei o vacanță intercontinentală cu mult timp înainte și îți planifici tot acolo pe hârtie. O parte importantă, am văzut pentru unii dintre turiști din călătoria lor, este planificarea în sine și aia e o bucurie în sine. Și cred că asta este ce unii oameni uită, să ajungem să ne mai bucurăm și de lucrurile astea mici. Și acum, n-aș zice neapărat că dacă, ok, noi vorbim și despre călătoriile în România, dar n-aș spune că ele sunt mai ieftine decât să călătorești în afară. Până la urmă se adaugă un bilet de avion și asta e tot, dar în România n-aș zice că prețurile sunt oarecum comparabile cu ce găsești prin străinătate, mai ales dacă vrei să te cazezi la condiții bune. Care ar fi bugetul pentru vacanță în România pentru o familie cu venituri mici, Răzvan? Depinde foarte mult de locul unde vrem să mergem, depinde foarte mult de perioadă. Dacă avem, de exemplu, venituri mici, hai să nu ne mai înghesuim să mergem vinerea, sâmbătă și duminica când se duce toată lumea, sau nu mergem în iulie și în august, că trebuie să acceptăm că atunci e mai scump. Gândiți-vă un pic la hotelierii care investesc milioane de euro, eu nu sunt avocatul lor. Dacă investești milioane de euro într-un hotel pe litoral, să spunem, și ai sezon, uitați-vă că acum nu mai vine vara, ai senzația că e o toamnă permanentă sau o primăvară permanentă și ai sezon de două luni sau o lună jumate pe an, păi normal că trebuie să crești prețurile, altfel ăla nu e business. Adică nu sunt avocatul și nu vreau să iau apărarea nimănui, dar cumva trebuie să înțelegem mecanismele din spate. De ce în august costă 200 de euro dacă te duci la un 4 stele pe litoral? De aia costă, că sezonul e doar de 50 de zile. Și atâta câștigi tu, 50 de zile încasezi și restul zilelor trebuie să supraviețuiești, eventual să scoți investiția, să faci niște profit, să îți plătești angajații și așa mai departe. Dar dacă vrem să călătorim în condiții chiar bune și să nu ne coste o avere, atunci avem și alte metode de a călători. De exemplu, putem să mergem cu autorulota, putem să mergem cu cortul, putem să redescoperim vacanțele autentice în natură, putem să mergem să stăm la localnici. Pentru mine e o bucurie să merg în Transilvania, de exemplu, sau în zona Secuimii și să mă cazez la localnici și să încerc tot felul de experiențe. De exemplu, eu am călătorit în ultimele 9 luni, să zic, foarte mult prin România. Am fost în Delta Dunării, am fost în multe locuri din Transilvania, am fost la Sibiu, am fost la Brașov, într-un sat Cobor de lângă Brașov, din județul Brașov am descoperit o fermă, într-un sat cu 150 de locuitori, de care nu știe aproape nimeni, cu case aproape dărâmate toate, câțiva oameni au făcut acolo o fundație. Conservation Carpathia a făcut niște case pentru turiști, le-a renovat. Și au vaci, au animale de casă, au cai, au tot felul de activități pentru copii, tras cu arcul și multe alte, mâncare foarte bună, astfel încât nu plătești nicio avere, dar te poți bucura de o chestie autentică. Apoi există observatoare de animale, în mijlocul, la fel, în mijlocul naturii, vezi urși, vezi râși. Deci sunt niște locuri absolut fabuloase. Am călătorit în Secuime foarte mult în ultima vreme, în special în județul Harghita, în Covasna și Mureș de asemenea, dar în special în Harghita. Păi în Harghita, numai în Harghita, un singur județ,
Ai atât de multe locuri de văzut și de făcut și chestii de făcut, de la lacuri foarte frumoase, cum este Lacul Roșu, Lacul Sfânta Ana, Tinovul Mohoș, care este lângă Sfânta Ana, este un fel de mlaștină, foarte interesant. Trebuie mers acolo să vorbești cu ghidul, să-ți explice, să știi ce faci, unde mergi, ce vezi. Am văzut ursul când mergeam spre Balvanioș. Deci sunt niște experiențe absolut autentice. Ne-am întâlnit cu meșteșugari, am băut bere de asta artizanală. Deci sunt foarte, foarte multe activități care se pot face cu și sunt extrem de frumoase. Nu mai zic de Delta Dunării, care este o altă regiune preferată a mea în România și care pentru mine este perfect de mers acolo primăvara și toamna. Nu e nici foarte aglomerat. Adică eu nu zic vara când e foarte aglomerat și foarte scump. Nu, primăvara este și mai ieftin, mai puțină lume, mai multe păsări, natura reînvie la viață. Toamna la fel o să fie foarte frumos, mai ales pentru cei care merg la pescuit. Deci încercați să evitați full sezon, nu mergeți neapărat în iulie și în august. Știu că unii atunci pot să-și ia concediu, dar faceți niște eforturi să modificați lucrul ăsta. Nu vă duceți vinerea, sâmbăta și duminica. Încercați să uniți, așa făceam de când eram angajat. Făceam poduri de-astea între sărbători, cu weekend, cu ceva și îmi prelungeam mini-vacanța. Nu vă duceți în locuri ultra-mega aglomerate, de exemplu, de ce să stai 8 ore sau 6 ore în drum pe Valea Prahovei când poți să te duci în alte locuri și să timpul ăla să-l petreci de calitate cu familia ta și nu stai în mașină. Acum, nu sunt niște sfaturi de-astea de SF, dar eu țin cont de ele și eu niciodată nu mă enervez când... Eu nu prind aglomerații pe Valea Prahovei, că știu că când trebuie să plec, că nu trebuie să plec la ora când pleacă toată lumea. Nu prind Autostrada Soarelui aglomerată, oare de ce? Adică chiar se poate. Nu trebuie să faci niște eforturi de-astea inimaginabile. Am văzut niște city break-uri foarte bune la preț și bilete de avion foarte bune. Chiar mă uitam că îmi spunea o prietena mea foarte bună că pleacă într-un city break la Atena, de exemplu, cu un preț de avion de 150 de lei, au fost și colegii mei din redacție la Milano. Da. Adică în momentul ăsta și companiile aeriene, unde anul trecut se spunea că vor fi biletele de avion extraordinar de scumpe, că vor fi, organizează aceste city break-uri de care eu cred că pot beneficia și cei care au venituri modeste, să zicem, nu mici, Răzvan. Pentru cei care, de exemplu, au apucat să-și ia bilete de avion, au făcut afacere foarte bună. Pentru că a fost o perioadă în care cumva trebuia să acorzi încredere că se va redeschide, că zborul acela va funcționa și atunci nici compania aeriană nu știa foarte bine. Și atunci au venit cu prețuri de-astea foarte mici ca să vândă. Acum, când lucrurile par să fie din ce în ce mai certe, mă uitam pe un comunicat trimis de compania de aeroportul din București și spunea că au fost în ultimile zile 17-18.000 de pasageri în fiecare zi. Ori până acum 3 luni de zile erau 3.000. Vă dați seama ce diferență? Deci, oricum suntem la mai 40% din ce eram în 2019. Dar ce spun este că va continua să crească. Dacă facem rezervare acum, nu cred că vom greși. Nu cred că vom greși. Europa se redeschide. De asemenea, telespectatorii trebuie să știe că au început, există asigurări, companii de asigurări în piață, în România, care oferă și clauză COVID. În cazul în care te îmbolnăvești înainte de plecare, poți să-ți recuperezi banii, așa cum în cazul în care ai un accident sau ți se întâmplă ceva, se numește asigurare Storno, e bine să o faceți, costă o nimica toată pe lângă prețul excursiei și chiar vă scutește de o grijă suplimentară. Trebuie să-ți faci o asigurare de călătorie, acum lucruri... Deci oamenii trebuie să înțeleagă că lucrurile sunt ușor diferite acum. Poate pentru unii e părea complicat să călătorească chiar și înainte, mai ales în destinații de-astea exotice, în care circuitele sunt complexe, schimb multe zboruri, schimb multe hoteluri și așa mai departe. Acum e și mai greu. Și mai greu. Că trebuie teste COVID, îți cere completat formulare, vezi că Grecia cere formular PLF și tu nu știai de el și ajungi la graniță. E un formular pe care o aplicație online, intri acolo și trebuie să-ți lași datele. Unde te cazezi, la ce adresă stai, ce număr de contact ai. Toate astea trebuie făcute cu minim 24 de ore înainte de plecare. Pentru ce, Răzvan? Pentru că așa cer multe dintre țările lumii. Deci Grecia, trebuie să-mi spui țările astea, că e important. Nu, și Italia și foarte multe alte țări. Da. Eu am fost în Africa de Sud de curând, la fel, dar ne-am săturat de completat formulare. Ca să ieșim din țară, ca să intrăm în țară, ca să trecem în Zimbabwe, ca să intrăm în Zambia, ca să facem teste, ieșim din țară, trebuie test, intri în altă țară, ia, trebuie test, COVID. Chiar dacă ești vaccinat. Chiar dacă ești vaccinat, da. Și asta va continua, adică ne place, nu ne place, suntem de acord, credem în virus sau nu credem, în vaccin, avem încredere sau nu, asta e realitatea. Dacă ești vaccinat, pare că ai mai multe drepturi decât ceilalți, asta este realitatea. Ne place sau nu, dar asta este. Și pe de altă parte, chiar dacă ești vaccinat, tot trebuie să dai banii pe teste.
Asta este situația. Deci asta este lumea în care trăim și avem două soluții. Una, să acceptăm și să progresăm, să mergem înainte, alta e să fim supărați, îmbufnați, să nu ne convină și stăm acasă. Până la urmă, am văzut și discuții de genul acesta. Eu anul acesta nu vreau să călătoresc, mă duc în Bulgaria, că Bulgaria, de exemplu, a anunțat că nu trebuie nici test, nici vaccin, nici nimic. Mai nou, statul român s-a gândit să-i accepte și pe cei pozitivi să-i lase și pe ei să urce în avion, că sunt și ei oameni. Da? Și trebuie să ajungă și ei acasă. Deci, Mirela, aș putea să spun numai în ultimile... Deci eu, începând de la Crăciun, am plecat... Hai să zicem așa, începând din noiembrie, eu am plecat în Tanzania și Zanzibar la sfârșit de noiembrie cu un grup foarte mare de turiști. Apoi am fost după Crăciun, pe 27 decembrie, am plecat cu 5 grupuri de turiști care au venit succesiv, timp de 3 săptămâni până pe 15 ianuarie, în Mexic. Apoi am fost 2 luni în Maldive, din februarie până în aprilie, cu 6 grupuri de turiști. Apoi am fost din nou în Mexic, în aprilie. Apoi în mai am fost în Iordania, cu 2 grupuri de turiști. Apoi am fost cu alte 2 avioane întregi, deci 2 grupuri foarte mari, 2 avioane charter în Seychelles, de Paște și după Paște. Apoi am fost în Africa de Sud, Zambia și Zimbabwe, cu un alt grup de turiști. Săptămâna viitoare plec în Tanzania și Zanzibar cu 2 grupuri de turiști, apoi am 3 grupuri în Islanda. Ce vreau să spun prin asta este că s-a putut călători și în această perioadă. A fost complicat, nu a fost simplu. Se va putea călători în continuare. Nu toate destinațiile sunt deschise, dar cele care sunt se pot opera. Și excursiile trebuie să acceptăm că nu mai sunt poate la fel de simplu de făcut ca înainte. Adică trebuie un pic de pregătire. Am o pregătire, asta ar putea fi... Ai putea să primești un semi-ajutor așa din partea statului român, în care măcar informațiile de pe site-ul MAE, Ministerul Afacerilor Externe, să fie corecte. Eu nu vreau să mă ajute să-mi scrie, adică nici măcar nu vreau, eu vreau doar să fie corect, înțelegi? De exemplu, am un mare of cu site-ul ăsta MAE. Deci nu este posibil ca tu, stat român, să pui o informație oficială greșită pe site-ul MAE. De exemplu, în Zimbabwe înscria acum că nu se poate intra pe granița terestră dintre Zambia și Zimbabwe, că e închisă. Am sunat la ambasadă, am vorbit cu domnul ambasador din Zimbabwe, nici nu știam că avem ambasador în Zimbabwe. Ce-o fi făcând acolo, nu știu, că nu știu să existe relații comerciale. Și se plângea că e singur și că nu face față. La ce să facă față? De ce a spus informația greșită? Că turiștii îmi dau în cap și îmi spun, uite Răzvan ce scrie aici, nu se poate intra în țară. Și eu le spun, nu, eu am vorbit cu agenția parteneră locală din Africa de Sud și mie spune că au avut grup acum o săptămână și se poate intra. Și le-am spus turiștilor, eu am mai multă încredere în privații din Africa de Sud decât în, din păcate, o spun, cu tristețe, decât în oamenii angajați de statul român. Și s-a dovedit că am putut intra, bineînțeles, granița era deschisă, s-a putut intra, informația era falsă. Și asta este doar un mic exemplu ca telespectatorii să înțeleagă cum își fac treaba oamenii din... Și asta e doar un exemplu, e doar Ministerul Afacerilor Externe, e doar un exemplu. Dacă te uiți la Statele Unite, scrie la fel că trebuie carantină. Și nu trebuie, ea e recomandată, dar nu e obligatorie. Adică sunt niște detalii de genul ăsta în care ei, ca să se spele pe mâini, să n-aibă bătaie de cap, să nu vină turiștii acolo, să nu pățească ceva, să nu rămână blocați pe acolo și să trebuiască să sune ei la ambasadă și să-i pună cumva la muncă, fac greșeli de genul acesta sau poate chiar intenționat. Și asta mă întristează foarte. După ce e o perioadă atât de ciudată, dificilă, pentru turiști, pentru oamenii care își doresc să călătorească, pentru toată lumea, după ce că sunt lucrurile astea, deci este incredibil cât de multe mii, zeci de mii de oameni îmi scriu mie personal și mă întreabă, Răzvan, pot să merg? Îmi scriu pe Facebook, pe Instagram, pe orice mediu social, pe e-mail, deci nu vrei să știi. Și mă întreabă, pot să intru în țara aia, îmi trebuie test, nu-mi trebuie test. Deci nu ar fi mai normal ca statul român să ia un om, doi competenți și să îi pun acolo să le răspundă la oamenii ăștia? Adică, sau legi schimbate peste noapte? Dai ordonanță și intră cu aplicabilitate în 24 de ore, o dai la 8 seara. Mi s-a întâmplat de 2 ori, eram și în Maldive și în Seychelles, bagă țările astea pe lista roșie și spune că aplicabilitatea este în 24 de ore, dă ordonanța la 8 seara și intră la 8 seara. Eu de acolo, ca să zbor spre casă, chiar și cu zbor direct, am nevoie de 10 ore, 10-11 ore de zbor. Deci eu în 24 de ore trebuia să-i testez pe oameni COVID, să-mi vină rezultatul, să-i urc în avion, să ajungem acasă cu un zbor până de 10 8. ore. Da, în 24 de ore. Și să trecem în... Deci era imposibil, da? Și ce ai făcut, Răzvan? Deci aș putea să scriu o carte prin câte am trecut în ultimele 6 luni doar. Concret vă pot spune, deci când eram în februarie, când s-a schimbat major
legislația în ceea ce privește întoarcerea din țările din lista galbenă. Atunci a fost o modificare, dacă nu mă înșel, pe 9 februarie, în care au zis că, ok, dacă te îndoși de pe lista galbenă, îți trebuie test. Până atunci nu îți trebuia test. Deci îți trebuie test la urcarea în avion. Altfel nu te poți urca în avion. Deci statul român obliga companiile aeriene care operează în România să ceară obligatoriu testare COVID negativ tuturor celor care se urcă în avion. Dacă ieșeai pozitiv, și au fost o grămadă de cazuri, oameni care au ieșit fals pozitiv, poți să ieși fals pozitiv în străinătate. Și au rămas oameni prin Maldive, veneau 2 săptămâni, deci n-au avut ce face, n-au putut să urce în avion, că nu-i primea statul român. Și este incredibil. Iar atunci, concret, vă spun, l-am sunat pe domnul Raed Arafat, care a înțeles în 30 de secunde despre ce e vorba și a modificat legislația. A dat o amânare de asta, a intrat mai târziu. Acum, în luna mai, aceeași chestie am pățit-o, aceeași chestie. Încercam să le explic oamenilor de la DSP, din aeroportul Otopeni: dom'le, noi ne-am îmbarcat în avion, voi înțelegeți absurdul situației, ne-am îmbarcat în avion când era o legislație și când am aterizat noi după 11 ore era altă lege. Adică, dar noi suntem aceiași oameni, noi am respectat când ne-am urcat în avion, am respectat exact ce ne-ați cerut voi, ne-am făcut testare negativă, ne-am făcut exact, după aia voi ați decis să băgați țara asta pe, nu mai e pe lista roșie, pe lista galbenă, e pe lista roșie, îmi cereți altceva acum. Unii au înțeles, unii nu au înțeles, dar în fine, există și oameni de foarte bună credință care își dau seama de absurdul situației. Dar nu trebuie să fie la mâna nimănui. Legea trebuie să fie în așa. Eu nu cer, deci nu vreau să se perceapă greșit. Aș zice atât, eu sunt de acord cu orice măsură consideră guvernul. E o situație ciudată și nouă pentru toată lumea. Da. Și sunt de acord cu orice măsură consideră guvernul României că e spre binele nostru. Nu, eu nu asta comentez. Eu spun că nu pot să dai o lege care modifică o legislație ce ar putea să impacteze câteva mii de oameni într-o singură zi și tu să o dai cu aplicabilitate în 24 de ore. Dă-o măcar cu 72 de ore. Lasă-mă și pe mine să am timp să mă testez. Deci ei am senzația că din biroul lor, că probabil că nu ies de acolo, consideră că această legislație se aplică numai celor din diaspora, că așa pare, că se adresează numai românilor care stau în Italia, Spania, Franța și au 2 ore de zbor, poate, până aici. Dar chiar și oamenii, ei nu sunt oameni, adică n-au și ei suflet, îi chinui așa efectiv, adică nu te gândești un pic, dă ok, uite, anunțăm proactiv, astăzi este joi, de luni, vom face această modificare, pregătiți-vă, vreți să veniți, astea sunt regulile. Dar tu nu poți să... Mai sunt oameni care vin la familiile lor din Australia, din Singapore. Dar sunt oameni care se duc să se opereze. Exact. Sau care vin călătorii în România să se opereze. Călătorii nu înseamnă numai călătorii de plăcere. Exact, sunt călătorii medicale. De studii, călătorii medicale. Există oameni care trebuie să mai facă și afaceri ca să plătească impozite și să merg cu jobul, cu serviciu, cu asta, în fine. Deci fiecare are problemele lui și situația lui, fiecare om are familia lui. Deci nu se poate așa să-i bagi pe toți într-o și să-i spui nu te primim în avion, pentru că asta, deci am avut turiști care au ieșit fals pozitiv în străinătate, am avut turiști cărora nu le-au venit rezultatele, am avut, știu, și acum au fost 2 fetițe în Seychelles cărora nu le-au venit și până în ziua de azi testele, deși au plătit 200 de euro pe ele. Ce era să-i fac? Să-i las acolo? Niciodată cu mine, deci cu mine nu o să se întâmple asta. Asta era situația. Mă sunase directorul de hotel că n-are, zice, au ieșit pozitiv. Zic, ok, repetăm testul, că oamenii nu sunt vaccinați, cum să fie pozitivi. Am teste rapide cu mine, le-am făcut teste. Eu nu vreau să pun în pericol pe nimeni din ceilalți din grup. Le-am făcut teste, i-am testat, le-am făcut de 2 ore, în aceeași seară a ieșit negativ. Îmi dau seama că e o greșeală. Oamenii sunt vaccinați, unii aveau până și test de anticorp. Nu poți să ai și anticorp să fii și pozitiv în același timp. Era clar că e o greșeală. Și greșelile astea se pot întâmpla oriunde în lume. M-am ținut de aia toată noaptea. Repetați testul, veniți, testați din nou, plătim, nu mai faceți. Directorul de hotel sună, zice, mâine dimineață nu puteți pleca. Ce vorbești? Cum să-i țin eu? Adică pe ce bază? Nici măcar nu-mi dăduse hârtie scrisă să fie rezultatul pozitiv pe hârtie. Îmi spunea prin telefon că e pozitiv. Deci abuzuri și greșelile astea se fac oriunde în lume. Și asta e ce trebuie să înțeleagă oamenii. Și unii picăm ca victime colaterale. E o chestie care se întâmplă la nivel global
Și unii sunt victime colaterale. Victimele astea colaterale sunt inclusiv aceste rezultate false, să zicem, greșite, false, cum or fi ele. Pot fi victime colaterale, cum sunt cei care săraci n-au mai putut să se mai opereze în perioada asta sau n-au mai mers la spital, că s-au temut. Deci sunt foarte multe victime colaterale și poți pica în toată povestea asta. Eu, ca însoțitor de grup, eu nu pot le garantez oamenilor că nu vor avea probleme. Însă ce pot să le garantez este că voi face tot ce ține de mine să le rezolv probleme. Și asta zic că am trecut prin... Deci, efectiv, aș putea să scriu o carte. Și oamenii aia, până la urmă, i-am urcat în avion, au venit acasă, n-am să las pe nimeni. Că dacă ai, și dacă ai COVID, nu ai lepră, adică ești un om. Da, deci nu te lasă acolo. Ești un om, nu te lasă acolo. Adică, și că trebuie să stea în hotel, sunt pe banii lor, adică nici măcar... Sunt lucruri la care statul român nu se gândește, cumva spune ceva de genul te face să te simți și prost, să știi că a fost o perioadă în care și oamenii te puneau la zi, dacă călătoreai erai genul ăla care cumva aduceai virusul, veneai, da. Dar eu am călătorit, deci eu am călătorit cu atât de mult cât v-am povestit, au fost peste 30 de zboruri pe care le-am avut în ultimele 7 luni, am stat în peste 50 de hoteluri din țară și din străinătate. Numai eu știu psihic, cred că am îmbătrânit cu 10 ani de zile cât de complicat mi-a fost că mă urcam în avion, dezinfectam ca un disperat totul, aveam grijă, purtam mască, deci chiar am fost extrem de precaut și nu m-am îmbolnăvit, n-am făcut deci COVID. Deci n-ai luat COVID? Nu am făcut. Mi-am dorit să mă pot vaccina până în aprilie când mi-a venit rândul, n-am putut să o fac, până la urmă am făcut-o, acum sunt mult mai relaxat decât înainte, mi-am făcut și test de anticorpi, am anticorpi, acum mă simt mult mai relaxat. În fine, asta este credința mea, am crezut în vaccin, în știință și așa mai departe. Dar sunt unii care nu pot să o facă, adică cam 70-80% am văzut din grupurile mele în perioada aceasta, oamenii sunt vaccinați deja. Alții fie nu vor, fie nu pot, fie sunt... E alegerea lor și fie... Da, e alegerea lor și așa mai departe. Dar și ei sunt oameni, nu? Ei nu da, sunt absolut. Oameni. Deci nu trebuie să existe această discriminare orice... niciodată. Deci niciodată, exact. Niciodată nu trebuie să existe niciun fel de discriminare. Nu. Este alegerea ta și fiecare face... Atâta doar că oamenii trebuie... Deci, și, dar știi, oamenii chiar sunt de bun simț. Oamenii au înțeles. Băi, eu nu m-am vaccinat, că poate vreau să mă aștept până la anul să văd care e treaba cu vaccinul ăsta. Ok, de acord. Și își asumă că trebuie să plătească un test suplimentar pe care noi nu-l mai plătim acum. Deci, na, trebuie să-ți asumi chestia asta. E o decizie care are niște beneficii și niște dezavantaje. Da, asta e clar. Da, ce vreau să spun este că nimeni în toată povestea asta n-am avut senzația așa, toți au fost luați prin surprindere, știi? Bă, mi-a deranjat foarte tare tot ce s-a întâmplat. Adică eu n-am să uit cum anul trecut, de exemplu, am modificat legislația, cred că eram prin luna mai sau iunie, într-o noapte, într-o seară, pe la 11 noapte au modificat, ieșeau, știi, când erau conferințele de presă seara, uh-huh. Noaptea, pe la 10-11, cu geci de alea de... Șmechere. Da. De tot și brand. Spunea că se închide spațiul aerian, de se închidea spațiul, atunci făcuse o ordonanță de urgență și spuneau că dacă o țară intra pe lista galbenă, automat i s-a anulat și zborurile către țara respectivă. Așa era o legătură între zborurile directe din țara respectivă și prezența sau neprezența acelei țări pe lista galbenă. Și a introdus Qatarul pe lista galbenă și a fost un zbor care venea de la Doha. Era în zbor avionul, a aflat pilotul în zbor că nu mai poate ateriza la București în timp ce intrase deja în spațiul aerian românesc, a întors avionul și a zburat la Sofia, deci a aterizat la Sofia. În loc să aterizeze la București, avionul a aterizat la Sofia, pentru că a aflat că s-a schimbat legislația în zbor. Măi, oameni buni, dar unde suntem noi? Suntem în Burundi, în lumea a treia? Unde? În ce țară? Adică, într-o țară civilizată, să iei o decizie să întorci un avion comercial? Deci, vă dați seama, de la Giurgiu până la când intrase în spațiul aerian românesc, mai avea jumătate de oră de zbor, nici atât. Și el află că nu mai poate ateriza și există niște aplicații de astea pe internet și găsești traseul, am postat și eu pe pagina mea de Facebook atunci, se vede cum vine avionul la București și apoi se întoarce spre Sofia. E incredibil. Deci asta a fost perioada prin care au trecut cei din turism, foarte complicat pentru toți. Știu că de multe ori suntem, nici mie nu convine când îmi cere, nu știu, 200 de euro pe noapte să mă duc în full sezon la mare. Dacă stau un pic și mă gândesc ce se întâmplă în spate și care e investiția și că omul ăla are credite, a girat la bancă cu casa lui, cu ce a făcut, că nu toți fură, hai să fim serioși, că nu toată lumea fură. Unii chiar investesc pe bune, corect, adică sunt oameni da. Antreprenori pe bune și eu cunosc foarte mulți dintre ei. Mulți dintre ei vin în vacanțe cu mine și descoper niște business-uri prin țară despre care nici nu aș fi putut să-mi imaginez că există. Și când vezi toate lucrurile astea din spate, cât de greu e să-ți găsești angajați corect, să lucreze corect. E adevărat cât de greu uneori e să găsești și proprietari de business corect, care să te angajeze cu carte de muncă, să te plătească
corect și așa mai departe. Deci din ambele situații. Dar având această toată, dacă stai un pic și pui lucrurile în context și te gândești că sezonul ăsta, de exemplu, pe litoral este atât de scurt și atunci poate este întemeiat de ce e mai scump la noi și până și în Bulgaria sezonul e mai lung. Da, până corect. Și în Bulgaria sezonul e mai lung. Deci asta este... Na, sunt niște explicații. De multe ori ne vine să înjurăm pe cei din agenție de turism, că avem senzația că ne încarcă. Dar vă spun, cu toată sinceritatea, vă spun, dacă era un business așa profitabil, eu mi-aș fi făcut și o agenție de turism. E atât de multă muncă, credeți-mă, e foarte multă muncă și marjele sunt mici. 7%, 5% din ăștia plătești și salarii, și sediu, și chirii, și mall-urile au fost închise, dar te-au obligat să plătești chiriile. E foarte complicat a fost în perioada asta. Unii oameni pur și simplu, auzisem acum, de exemplu, oameni care lucrau prin IT pe la agenții de turism, s-au reprofilat că nu mai, n-au avut de ales, n-au avut business, n-au avut salariu. Și atunci s-au dus la alte companii, acum ca să, din IT, să lucreze pe domeniul lor. Acum ca să se întoarcă, oamenii nu se mai întorc. E greu să-i găsești pe alții. Deci e foarte complicat. Uite, am fost în Iordanie și am fost la Petra. Petra, acel minunat frumos, obiectiv turistic cu Treasury, care este acea fațadă superbă. Ca să ajungi acolo, treci printr-un canion, așa lung, de vreo 800 de metri. Și m-am oprit să fac poze. Eram numai noi, 40 de oameni, grupul nostru din România, nimeni altcineva. Mi-a adus aminte că acum 8 ani de zile am fost din nou acolo. Dacă mă opream să fac poze, mă bătea cineva pe umăr și îmi spunea, hai, mergi mai departe, că atât de aglomerat era. Nu aveam loc autocarele să împarcare. Acum, pustiu. Lângă Petra, iar este un oraș, Wadi Musa, construit în ultimii 12 ani, are 57 de hoteluri, 30.000 de locuitori, totul făcut doar pentru turism, pentru oamenii care se cazau acolo pentru a sta mai multe zile la Petra. Totul era închis, toate hoteluri erau închise, totul era distrus. Gândiți-vă, 30.000 de oameni au și ei familie, au și ei suflet. Adică situația a fost extrem de dificilă și, sincer să fiu, cu cât ne plângem noi aici și cât de greu ne-a fost nouă în România, noi totuși vă spun, aici în Europa de Est am trăit într-o bulă. Cât de cât am fost liberi. În Europa de Vest au fost închiși. Ca să te duci în Austria la frizerie, trebuia să te duci cu un test, cu rezultatul testului. Că în Germania n-au avut voie să iasă din țară, în Anglia le dădea 5.000 de lire amendă dacă ieșeau din țară cu călătorii neesențiale. Iar la noi s-a călătorit într-o veselie în ultimele luni. S-a călătorit în Maldive, pandemie, au apărut chartere, da. Au apărut chartere, zboruri directe în Maldive. Noi am avut zboruri directe, primele zboruri directe în Seychelles. S-au umplut două avioane în 3 săptămâni, s-au vândut. S-a călătorit foarte mult în Dominicană, foarte multe destinații exotice, oameni care de obicei mergeau la ski, de exemplu, și nu au mai plecat acum pentru că era închis în Europa și au preferat varianta asta. Sau oameni care au pus un an de zile bani deoparte, că n-au mai fost la restaurante, n-au mai fost în vacanțe și au vrut să aibă o escapadă. Știi? Deci pentru mine este atât de fain, deci mie îmi plac două lucruri în lumea asta, să călătoresc și să cunosc oameni. Și prin ceea ce fac eu, am ocazia să le fix fac pe amândouă. Da. Și este fantastic. Pentru mine mi-aduc aminte, nu știu, când am ajuns la Machu Picchu sau niște locuri de-astea în care mi-am dorit foarte mult să ajung, a fost un vis împlinit. Îmi dădeau lacrimile când am ajuns acolo. Acum, de curând, am fost în Africa de Sud, am trecut în Zambia și Zimbabwe, am zburat cu elicopterul deasupra cascadei, de la Cascadei Victoria. A fost din nou un vis împlinit. Era una dintre marile cascade ale lumii, ultima pe care nu o văzusem. E prima dată când ai fost și tu la... Da, prima dată când am fost. La Iguazu fusesem în Brazilia de multe ori și la Niagara, la alte cascade fusesem, la asta era ultima. Și atunci au fost vise împlinite și asta se întâmplă, să trăiești cu 30-40 de oameni lângă tine și să-i vezi, să simți fericirea, că nici măcar nu trebuie să zică, simți și când e bine și când nu e bine, da, că nu e perfect mereu. Dar te zbați să faci bine și simți, sau la sfârșit când vin și te iau în brațe. În ultima zi, când ajungem pe Autopeni sau așa, și îmi spun că a fost cea mai frumoasă vacanță din viața lor, păi crede-mă, Mirela, deci toți banii din lume pe care mi-ai dat în momentul ăla nu compensează cu bucuria pe care o simt că omul ăla s-a simțit bine lângă mine. Și, nu știu, pentru mine este fantastic. Mi-aș dori să rezist mai mult. Nu știu cât voi mai rezista să fac chestia asta, dar este absolut fantastic. Și asta este bucuria. Turismul trebuie făcut din bucurie, din pasiune, trebuie să simți, să-ți dorești, să-ți placă. Și atunci când reușești să transmiți bucuria ta, energia ta pozitivă oamenilor, să le dai încredere, să le spui, eu așa le zic, în prima zi de vacanță, de călătoria noastră, le spun, în prima zi, lăsați toate grijile logistice în seama mea.
Asta este ce răspunde fiecare dată. Ați venit aici, sunteți în vacanță, orice problemă aveți, vă rog să-mi spuneți. Primul pas ca să pot rezolva o problemă este să știu despre ea. Spuneți-mi deschis, constructiv, nu există întrebare proastă, nu există că unul e mai deștept sau mai prost, toți suntem egali. Chiar dacă știți mai multă engleză sau mai puțină, eu vreau să vă vorbesc și să vă traduc ce spune ghidul, să mai adaug și din ce știu eu, astfel încât toată lumea să se simtă în regulă. Toți suntem egali în acest grup, dar nu uitați, lăsați toate grijile în seama mea. Sunteți în vacanță, bucurați-vă de ea. Măi, și oamenii sunt surprinși că le spun așa ceva. Mie se pare atât de banală chestia. Cred că nu sunt obișnuiți. Da, nu știu de ce, dar li se pare așa. Deci îi văd că se luminează la față și împlinesc un vis. Visul meu a fost să ajung în Seychelles. Visul meu a fost să ajung în Africa de Sud. Visul, uite, în Tanzania, să văd. Am văzut rinocerul la un metru de mine. Am văzut să-ți vină elefanți, turma de elefanți în fața mașinii. Să-ți vină leu să ragă la 300 de metri de resort. Deci, crede-mă, sunt niște experiențe, fantaturismul trebuie să fie despre experiențe, nu să bifăm locuri. Acum 15 ani călătoream în Europa, mergeam la Paris, vreau să bifăm, să ajungem la turnul Eiffel. Da, normal. Da. Acum eu mă duc la Paris și dacă e coadă, nu țin neapărat să urc. Nu, mai bine mă opresc pe Champs-Élysées și beau o cafea și privesc oamenii pe stradă. Și important de ce simt. Asta este, despre asta trebuie să fie turism. Și oamenii înțeleg și vor experiențe. Am fost în Iordania, de exemplu, cu grupul de turiști și am adăugat o noapte la cort cu beduini în deșert. Crede-mă, a fost fantastic de frumos să privești cerul din cort, să vezi stelele plin de stele, să vezi apus un deșert. Este fantastic. Ai mai trimis niște poze cu niște pinguini. Da, alea sunt din Africa de Sud, sunt singurii pinguini din Africa. Multe lume nu crede. Am avut un comentariu. Și de multe ori încerc așa să... Am un hashtag, îl folosesc pe Facebook, scriu Descoperă lumea cu Răzvan Pascu. Pentru că nu vreau să fac pe deșteptul, dar sunt unele lucruri pe care le știu dacă eu asta... Asta faci, asta e meseria, da, ta. Și mie îmi place să fac chestiile astea, să le spun oamenilor că să-l dau pontul de astea, la ce magazin să meargă, știu ce interesează pe români. Păi ei vor să știe... Și shopping-ul, da, de ce nu? Dar ei vor să știe cât câștigă un om acolo, care e sistemul de pensii, cum e cu sistemul de sănătate, cât costă să închirieze o casă, ce salarii au și așa mai departe. Și întotdeauna vin proactiv cu chestiile astea. Și de asemenea vreau să îi ajut să facă experiențe noi. În Japonia, de exemplu, dormim o noapte într-un ryokan tradițional, pe jos, pe saltea tatami, pur și simplu să trăiești această experiență odată în viață. În Iordania, vă spuneam, am stat la o noapte la cort cu beduinii. În Statele Unite am mers la populația Amish și să vedem cum trăiesc oamenii aia acolo, într-o țară atât de dezvoltată, fără curent electric, de exemplu. Sau să zburăm cu elicopterul deasupra cascade de la Iguazu, în Brazilia. Sau, în fine, experiențe de genul acesta, care pot părea că sunt extraordinar de scumpe, da? Și poate fi, de exemplu, la Grand Canyon, dacă ți-ai excursie pe internet, te costă din Las Vegas să pleci cu elicopterul 450-500 de dolari, dar eu știu un loc unde poți să iei elicopterul cu 130 de dolari. Și duc pe oameni să-și împlinească această bucurie. Cine a plătit 3-4 mii de euro pe excursie, să plătească și acea experiență de 13 minute să zboare cu elicopterul, pentru că este fabulos. E ceva incredibil de frumos. Până nu trăiești, nu simți. Da, asta este ce îmi place, deci, când simt că pot să fac ceva pentru ei sau să duc la un restaurant la care altfel ar fi fost greu să găsească rezervare. Sau am fost, de exemplu, acum în Africa de Sud la un restaurant în care, dincolo de faptul că ne-au adus mâncare din toate țările Africii și îți explica ce mâncare ești, de unde ești, cum a apărut acolo, ne-au dat niște tobe și fiecare... Mi-ai trimis și imaginea asta, o să le vadă telespectatorii. Da, da, și fiecare participant... Dar vreau să știu ce ai mâncat în Africa aia, ca să știu... Să știi că Africa de Sud este o destinație foarte interesantă. E o combinație, cel puțin Cape Town este un oraș foarte modern. Acum nu e o destinație sigură. Eu nu m-aș duce pe compropriu în Africa de Sud. Și se și vorbește despre asta. Au loc împușcături, jafuri, nu știu ce. Dar trebuie să punem lucrurile în context, că așa se spune și despre Mexic. Dar Mexico City are 20 și ceva de milioane de locuitori, adică mai mult decât toată populația României. Mexicul de la est la vest, Mexicul e una dintre țările mele preferate, o țară veselă, colorată, diversă, foarte mare, foarte bine primit m-am simțit acolo, deși am văzut ce mizerii au... s-au întâmplat acum cu românii care au rămas prin aeroport. Da, da, da. Dar din nou, lucrurile alea au un sâmbure de adevăr. Eu știu agenții de turism care au vândut de 15 ori bilete de avion unor categorii de oameni, în special dintr-o anumită etnie din România, care se duc acolo și caută să intre în Mexic pentru a trece ilegal în Statele Unite cu 15.000 de dolari cu călăuze. Și
Lucrurile astea sau fraude cu carduri bancare pe Riviera Maya, făcute de români, deci, pe care și voi l-ați dat la știri de atâtea ori. Deci, există un sâmbure de adevăr acolo, de-aia a fost și FBI-ul pe fir. Dar dincolo de asta, Mexic este o țară... Și dacă pui lucrurile astea în context, că Mexic de la est la vest înseamnă vreo 3500 de kilometri, adică sau spre 4000, mai mult decât din București până la Lisabona, atunci pare că lucrurile sunt... da, nu mai e țara aia pe care o vezi. Oamenii se uită la un film, la Narcos sau nu știu ce filme, și au senzația că știu despre Mexic ei. Nu, du-te și trăiești acolo și crede-i pe cei care au fost, nu. Toți care au fost în Mexic au numai cuvinte de laudă despre țara asta. Să mă ieși pe mine o dată când o să mă fac mare. Cu ce drag, ai mâncat în Africa? Vreau să știu ce ai mâncat. Sunt curioasă. Deci am mâncat de toate, să știi. Am mâncat inclusiv mâncare... Tradițional mă interesează, Răzvan. Ei, n-aș știu să spun exact cum se numeau felurile alea de mâncare. Dar ei, era... nu mă, dar spune, mai mâncat, nu știu, carne de... Am mâncat carne pinguin. De pinguin, nu. Am mâncat carne de crocodil. Carne de crocodil e de la coadă, acolo e o bucată pe care ei o vând. Așa. Da, aveau și carne de facocer. Asta este un animal, e ca un porc mistreț micuț, așa. Mai aveau... Bune, Răzvane? Sau? Da, era, e ca un porc, e ca și carne de porc. Da, crocodilul? Crocodilul e ca o carne ca un de pui. Da? Da, e ca o carne de pui, n-are gust de pește. Deci... Da, nu mă dau pe spate, chestii de genul ăsta nu mă dau. Adică, nu te întreb pentru că ești foarte curios. Da, de curiozitate am mâncat și eu, adică, dar am mâncat odată și mi-a fost suficient. Hai să văd cum e, dar nu, prefer animalele alea să le văd. Aveau carne de căprioară, aveau carne de mai mult, de zebră. Dar care a fost mâncarea pe care n-ai putut-o mânca vreodată în toate vacanțele? Dar mai avem două minute și vreau să... Nu mi se întâmplă, nu. N-aș putea spune. Nu, pentru că, știi, oriunde te duci, chiar dacă ești într-o țară de asta, de, să zicem, de lumea a treia, ai restaurante bune, adică plătești cu $5 mai mult și ajungi la un restaurant bun, mănânci mâncare bună, dacă nu-ți place nimic, mănânci ce știi, adică carne de vită, să zicem, sau... Deci nu, n-aș putea spune că am suferit pe undeva de mâncare, dar Africa de Sud, de exemplu, este o destinație foarte diversă și în Cape Town, acolo, de exemplu, mi s-a părut o combinație între Los Angeles, San Francisco, Australia... Foarte frumos orașul, foarte, foarte frumos și foarte interesant. În Islanda e la fel o destinație în care văd că are foarte mare succes și acum o să plec vara asta cu trei grupuri de turiști. Am fost și anul trecut în plină pandemie. Mi se părea interesant, pe oamenii aveau grijă de orice, adică lângă bancomate, de exemplu, atât de dezvoltată țara aia, lângă bancomate pe stradă, găseai dezinfectanți. Adică te simțeai în siguranță peste tot și te scoteai bani de la bancomat și apoi te dezinfectai pe mână ca să nu stai cu frică, cu așa mai departe. Ai venit din Africa miliardar. Da, uite, bine că mi-ai adus aminte. Vreau să știu cum ai reușit să faci tu asta. Uite că... Mă duc și eu dacă mă întorc miliardar. Deci asta este o bancnotă de... O să îi rugăm pe colegi să filmeze, să arate și la telespectatori. Acesta este o bancnotă de 10 trilioane de dolari. 10 trilioane de dolari? Da, 10 trilioane de dolari. Asta este una dintre cele mai mari. Cea mai mare este, n-a reușit să fac rost de ea, este de 100 de trilioane de dolari zimbabueni. Ce poți să faci? Deci ce s-a întâmplat aici, ca să, din nou? Explicăm. Mai am bancnote aici de zi, uite, asta e de 10 miliarde de dolari, de 5 miliarde de dolari, de 1. Ce s-a întâmplat? Deci, apropo de hashtag-ul ăla cu Descoperă lumea cu Răzvan Pascu, că îmi place să le explic la oamenii contextul. Să fiu și eu miliardar. Deci acum, cum te simți? Tare. Ia trage 7 roșu. Trebuie să fac o poză, să pun și eu pe Facebook. Pe Facebook-ul Voicu, să vadă lumea că m-am îmbogățit. Hai să-ți explic ce s-a întâmplat. Numai departe de acum 20 de ani, în Zimbabwe, a fost un dictator. Deci bine, el a fost până în 2017, când a fost o lovitură de stat acolo și l-au înlăturat. Dar acest dictator, care a stat vreo 30-40 de ani acolo, a adus țara la dezastru. Și acum 20 de ani, prin anul 2000, a decis să naționalizeze toate pământurile albilor și să le dea către albii bogați, cum ar veni, și să le dea către negrii săraci. Apoi, multe dintre companiile străine au fost alungate și, evident, în goana aia, după companiile încercau să-și ia dolari americani și să plece cu valută, schimbând atât de multă valută, practic cumpărând atât de multă valută și vânzând monedă națională, moneda națională s-a devalorizat. Și inflația a fost o inflație de aia galopantă, de 100% pe zi, a ajuns la 80 de miliarde la sută pe an, asta însemna o dublare de prețuri în fiecare zi. Practic, de exemplu, un meniu de $5-6 la un fast food trebuia să te duci cu o roabă sau cu doi saci, pentru că el costa câteva sute de catralioane de dolari din probleme.
Acum, de exemplu, în continuare există o neîncredere în moneda națională. Astea sunt ca și suveniruri. Ele nu, banii ăștia nu mai există în circulație. Da, am cumpărat ca și suveniruri, dar acum totul se plătește în dolari americani acolo. Pentru că atât de puțin încredere mai există asta în, mai în mare, moneda nu? La... Nu, nu, aia e una dintre cele mai mici. Dar deci, așa vezi cum am eu noroc. Nu mai e, Mirela, nu ești obișnuită cu banii mulți. Da, nu, nu, nu. Ți dau înapoi, Răzvan. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Am putea să vorbim o veșnicie. Am putea să vorbim o veșnicie și știi ce e foarte tare? Că niciodată nu mă plictisesc cu tine și culmea că sunt și atent. Adică înțelegi ceea ce la o femeie e ceva rar. Mulțumesc foarte mult prietenilor noștri de la Hotel Intercontinental. Le mulțumesc colegilor mei Liviu Dochița, Petre Țăranu și Mihai Popescu pentru această filmare. Rămâneți cu Antena 3, ne revedem sâmbătă la 21 la Voi cu Voi, cu scrieți-mi pe pagina de Facebook a emisiunii dacă aveți vreo idee, vreun subiect, scrieți-ne comentarii, dacă aveți întrebări pentru Răzvan, pentru că să știți că e foarte cu minte, răspunde și la întrebări de pe Facebook-ul meu, dar și la milioanele de întrebări de pe Facebook-ul lui, deci practic e totul în regulă. Să fiți sănătoși!